Bună, bună! Numele meu este Daria Nicolionescu și anul acesta am avut oportunitatea de a fi voluntar Shakespeare School în cadrul programului Engleză pentru Viață. Mereu mi-a făcut mare plăcere să particip în cadrul activităților de voluntariat și mereu simt o deosebită bucurie să instruiesc copii și tineri. Adaugă la această rețetă plăcerea de a vorbi în engleză și vei obține o imagine destul de bună a acestui program. Dar ce îl diferențiază de celelalte programe de voluntariat și lucrul pe care eu l-am considerat un mare avantaj a fost faptul că am avut libertatea absolută să-mi organizez orele și astfel am putut să mă adaptez la nevoile copiilor. Polițiul meu a fost să mă asigur că cei mici prind drag de această limbă, o înțeleg, dar mai ales că este potrivită pentru nivelul fiecăruia. Scopul meu a fost să-i ajut pe fiecare să evolueze, să mă asigur că, într-adevăr, orele cu mine nu sunt o pierdere de timp, nici pentru cei cu nivel scăzut, nici pentru cei cu nivel ridicat, pentru că trebuie să recunosc, printre cei 15 copii cu care am lucrat, nivelul de engleză a fost eterogen. Pot spune cu mare bucurie că, deși la început au fost agitați, deși unele jocuri nu au funcționat, deși au fost momente când le pierdeam atenția, destul de curând mi-am dat seama cum să-mi adaptez lecțiile și să le inovez, astfel încât să aibă acel spark de noutate. Ori le-am mers foarte bine, le predam, discutam, făceam fișe, ne uitam la videouri cu speech-uri, toate aveau focus pe vocabular sau gramatică. Și am fost plăcut surprinsă cât de bine s-au adaptat stilului meu de lucru și chiar am ajuns să-mi ceară fișe în plus. Ce copii mai fac asta? Astfel că atunci când a venit martie și implicit perioada care i-a pus pe toți la încercare, între mine și copii exista deja o legătură foarte bună, deci nu am avut de ce să nu continui. Nu știam dacă aceste ore vor fi luate în considerare la sfârșit, nu știam dacă ceilalți voluntari au continuat. Tot ce știam era că nu pot să-i las pe copiii mei doar cu verbul to be, câteva lecții de vocabular și comparativul adjectivelor. I mean, măcar superlativul trebuie făcut, nu? I-am contactat curând, mi-au răspuns repede și am reluat activitatea pe Zoom și Google Classroom. Orele fiind acum accesibile și oralul mai lejer, am avut surpriza plăcută să întâlnesc copii noi, care a fost foarte tare. În plus, un mic spoiler pentru cei care se gândesc că orele online limitează mult educația copiilor, a zice chiar din contră. The possibilities are endless. Ai la dispoziție orice metodă de a face orele mai interesante, mai diverse, mai colorate și exact asta am făcut. Colaborarea dintre mine și ei zice că a fost foarte bună, de aceea am încercat să continuăm și acum în vară, la cererea lor. Evident însă a fost un scenariu utopic, chiar și pentru un friendly, passionate teacher ca mine. După 2 săptămâni și câteva exerciții de listening, povestea noastră s-a sfârșit. Dar nu cu un goodbye, ci cu enjoy your holiday. Pentru oricine care are bucuria de a da copiilor, copiii care vă spun, sunt cu adevărat dornici să primească și să fie băgați în seamă cum trebuie, atunci sfatul meu este să încercați voluntariatul de la Shakespeare. Profitați de această libertate pentru a face pentru câțiva copii ceea ce ați fi vrut să se facă pentru voi. Și credeți-mă, nu veți regreta. Vă veți încărca de bucurie de fiecare dată când vă veți întâlni cu ei, dar vă vor și responsabiliza mult. Oferiți-le pasiunea voastră, experimentați și nu uitați să vă distrați!